Gheorghe Zamfir este un maestru incontestabil, este zeul Pan însuși, fără egal. Domnul Gheorghe Zamfir s-a dovedit a fi încă o dată un maestru. Și vă mulțumim că ne priviți de la mine cu atâta inimă mare și atâta căldură sufletească. Pentru o acțiune frumoasă, brâncușiană, pentru restaurarea statuii, rugăciunea, cum se zice. Deja, Dan Diaconescu a luat această idee, nu știu cum a ajuns în gura lui, și a lansat-o ca și... Gheorghe Zamfir este folclorul în stare, folclorul românesc în stare pură. Din păcate, uneori nu știm să ne apreciem valorile la justa lor valoare. Aceste spectacole pe care le susține Zamfir în toată lumea a dus sufletul românesc pe toate meridianele lumii. Câți, mă întreb, sunt în stare să facă ceea ce a făcut Zamfir?
acest spectacol și datorită scopului nobil, l-am perceput ca o imensă bucurie adusă publicului din Buzău, publicul doritor de artă, doritor de frumos, doritor de tradiții. Suntem încântați de venirea maestrului în rândurile noastre. Nu cred că ne vom mai întâlni, eu știu, cu un asemenea eveniment de o asemenea importanță. Același Gheorghe Zamfir, genial, extraordinar, unic în felul său și mă bucur enorm că și buzoienii au avut șansa ca la aceste sfinte sărbători de Crăciun să aibă parte de cel mai important concert al anului și nu doar concert, pentru că este un întreg eveniment cultural. După cum vedeți, maestrul și pictează, dumnealui și scrie poezii, are intense și vaste preocupări artistice, foarte multe domenii, lumea nu știe foarte multe lucruri despre acest moment, despre acest element, dar sunt convins că cu ajutorul dumneavoastră se vor aduce la cunoștința publicului larg și sperăm să ne cânte și să ne mai încânte încă 100 de ani, ce să vezi. Mă bucură enorm faptul că Brâncuș este cotat foarte mult aici la Buzău ca valoare națională și universală și că eu am această plăcere, această satisfacție imensă să particip la un act de caritate într-o reconstituire a unei statui care s-a descoperit aici într-un cimitir, Rugăciunea, și cred că este un lucru lăudabil pentru că nu avem mii și mii și mii și mii de sculpturi în dealul lui Constantin Brâncuș și trebuie să valorificăm, să păstrăm cu sfințenie aceste obiecte care pentru noi devin sacre. Matrițele există pentru că în cimitirul Dumbrava au existat niște copii. Originalele au fost luate în 1956 și duse la Muzeul de Artă din București, iar în locul lor au fost realizate niște copii din bronz, făcute de studenții de la alte plastice la turnătoriile Fondului Plastic din București. Există matrițele. Există matrițele, vom încerca să le recuperăm de la Muzeul Național de Artă. Avem discuții cu un artist plastic din București și cu unul din Hunedoara. Vom vedea care ofertă va fi mai bună. Brâncuș, în anul 1907, a primit comandă pentru acest complex. În urma decesului avocatului Petre Stănescu, soția dumnealui a comandat această lucrare. Lucrarea a fost acontată în anul 1907, după aceea în 1910 a fost terminată și în 1914 a fost montată la locul pe care îl cunoaște și dumneavoastră. Între timp, deci Brâncuș s-a deplasat 2 săptămâni la Buzău, a montat acest complex, după care dumnealui a continuat să meargă la Paris. Din nefericire, acest complex statuar a fost devastat la un moment dat. Lucrarea a fost original, a fost luată de Muzeul de Artă al țării și s-a făcut o replică. Și această copie, după cum știți, a dispărut și acum mi se pare un lucru formidabil de bun că această comunitate a noastră în care locuim și noi s-a gândit la un act de refacere și repunerea în valoare acestui mare monument, să zicem, care ar putea să înscrie prin notorietatea lucrării un punct de atracție, poate chiar la nivel național sau internațional. Ba da. Intră la parcarea subterană. Care e la moale? De la... Și moale, nu e alcanie. E bătrân, așa are probleme cu nimic. Nu știu, caută țigani ca să le topească. Cred, mare. Văd că acolo undeva un fiu de-al lui a fost. Da, ele au fost... Tot un avocat, Stănescu. Justin Stănescu. Aolul șap. Mai e numele la el? Este fiica Neagră. Aha. Când se crede, aia a amestecat bronzul cu cupru și jumătatea aia.